Bun găsit, dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle. Intrăm puțin în zona de parenting, tot ceea ce înseamnă copilaj, creștere, educație și Montessori, ceea ce înseamnă cu adevărat. Vom afla astăzi de la Elisa Diana Posteucă Pulhac. Bună, Elisa, și bine ai venit la mine în emisiune. Bună seara și mulțumesc de invitație, a fost o plăcere pentru mine. Spune-mi, Elisa, cum a început pentru tine această pasiune pentru copii și pentru educația lor? Cum te-ai implicat? E o poveste lungă. Pot să spun că a început încă de la 5 ani, când a apărut sora mea pe lume. Și am fost implicată, să zic așa, în creșterea ei, cu ajutorul mamei, bineînțeles. După care, ulterior, fiind responsabilă de ea, am devenit pasionată de copii și ceea ce înseamnă creșterea și educația lor. Am început să devin mai grijulie și responsabilă. Așa am luat decizia, după ce am terminat școala generală, să merg la un liceu cu profil pedagogic. După care, fiind ultima promoție de 5 ani, cu profil pedagogic, la 20 de ani după absolvire am intrat în pâine, ca să spun așa, și am debutat în învățământul preșcolar. Bineînțeles, puteam și învățământul primar, pentru că am dublu specializare de educator-învățător. Și ai început de la cei mici. Bineînțeles, da. Pe parcursul celor 5 ani de liceu mi-am dat seama, făcând practică în învățământul primar cât și preșcolar, mi-am dat seama că sunt atrasă mai mult de învățământul preșcolar, unde copiilor li se acordă atenție mai încă multă. De la o vârstă fragedă, bineînțeles, și practic mi-a plăcut ca să-i pornesc așa în viață, pentru că bazele unei persoane bine crescute, să sunt zicem. Sunt în cei 7 ani, practic, exact, cum e și vorba, nu? Exact, da, sunt în cei 7 ani atât de acasă, cât și de la grădiniță, da. În zilele noastre mai puțin de acasă, pot spune. Și pentru că, din păcate, acestea sunt condițiile. În lumea în care trăim, pe repede înainte. Și așadar am ales să merg în domeniul preșcolar. După care, făcând pasiune pentru aceasta, am început să mă dezvolt, făcând formări, peste formări. Ca în orice domeniu, trebuie să înveți până când moartea ne va despărți. Este foarte important asta, dar și acel suflu, pentru că dacă nu avem atracție și, nu știu, cred că răbdarea necesară, pentru că fiind vorba de copii atât de mici, nu știu, cât are cel mai mic copil de la grădinița ta, de exemplu? De la noi, cel mai mic copil are 18 luni. Iauzi, deci da. Vorbim de copilași extrem de mici care necesită foarte multă atenție și nu avem cum decât dacă ne specializăm. Bineînțeles, trebuie să te specializezi și răbdare și în afară de răbdare trebuie să ai și talent. Pentru că nu oricine poate să profeseze această meserie, că este totuși o meserie, avem nevoie de talent ca în orice alt domeniu, bineînțeles. Eu n-aș putea să fiu coafeză, am două mâini stângi sau orice altceva, da? Mă pricep la copii, acesta este domeniul meu și asta o să fac. Da. Să fiu sinceră, am încercat și alte domenii pentru o perioadă scurtă de timp. Dar am revenit tot în la copii. Ceea ce știu să fac mai bine. Da, da, mi-am dat seama, am vrut să mă conving că într-adevăr sunt făcută pentru acest lucru și nu mi-eșa, pentru că tot timpul îmi stătea gândul la ceea ce făcusem înainte și practic și la agitația asta care a fost prima mea copii, iubire, cred. Să zic. Pentru că e și o agitație, nu? Continuă, cred că ai nevoie de această doză de energie din partea lor, practic. Pe mine, practic, să zic că mă alimentează, da, cum ai spus, e o doză de energie, eu
Nu prea pot să stau prea mult în vacanțe sau, eu știu, creștere copil sau ceva de genul, cred că știi, pentru că simt că de acolo îmi iau energie. Practic e seva mea, să zic așa. Și tot timpul spun că am acum 2 copii și grădinița este al treilea copil, să spunem. Da. Foarte frumos. Pentru că tot ceea ce fac acolo, fac de plăcere și cu pasiune, lăsând la o parte, eu știu, conceptul de business, mai întâi este vorba despre siguranța copiilor. Așa este, pentru că asta primează. Exact, da. Și apoi lăsăm la o parte, ne ocupăm și de partea de business. Dar copiii sunt în prim plan, să spunem așa. Cum ai ajuns la această parte de Montessori? Știu că dezvolți acum un proiect pentru o școală cu acest tip de învățământ. Fă-ne să înțelegem mai multe despre acest tip de învățământ. Despre ce este vorba, cu ce se face el special față de învățământul, nu știu, al nostru clasic pe care îl știm? Montessori, după cum unii mai mult sau mai puțin știu, provine de la numele fondatoare acestei alternative, pentru că practic este o alternativă de învățare sau o pedagogie, să zicem, Maria Montessori, care ea a inventat această alternativă și totodată i-a dat și această denumire. Eu știu, colegii din domeniu știu că există mai multe alternative de învățare, iar aceasta Montessori pe mine m-a atras din facultate, învățând basic-ul, să zic așa, și ulterior mi-am dat seama că la primul copil, că practic îl creșteam în acest stil inconștient. Și când am început să învăț mai întâi pe grupa de vârstă pe 3-6 ani, este un curs internațional, am realizat că multe lucruri le făceam acasă cu copilul meu. Practic, această alternativă totodată devine și o metodă de un stil de viață. Da? Pentru că nu există condiționări, nu există pedepse sau recompense. Mulți înțeleg greșit această alternativă, mulți spun că nu-mi duc copilul la Montessori pentru că la Montessori fiecare face ce vrea. Ceea ce este un concept foarte greșit înțeles, să zic așa. Face ce vrea copilul când este în procesul de învățare, când este activ, în prim plan, în clasă. Dacă veți avea ocazia vreodată să veniți la noi să vedeți cum arată un mediu Montessori, ca să vă dați seama exact, materialele, cum le și numim, nu sunt jucării sau practic materialul didactic în alternativa Montessori, este individual, așezat la raft câte un singur material din fiecare sutele de materiale câte există pe fiecare categorie de vârstă, de 0-3 ani, 3-6 ani, acestea două există la noi și urmează să ne extindem și pe 6-12 ani. Ar fi plăcut să ne extindem și pe 12-18 ani, însă legislația din România încă nu permite și nu este bine pusă la punct pentru a avea continuitate. Mulți se feresc de a-și introduce copilul într-un mediu alternativ pentru că nu este continuitate și spun, da, bun, ce fac? Îl las la grădiniță, la alt tip, la o altă alternativă și când intră la școală îl introduc în sistemul tradițional și acolo ce face? Pentru că în Montessori, spre exemplu, diferența între Montessori și tradițional, fiecare copil se duce la material și alege un material dintr-o arie curriculară care simte el nevoie atunci care are, să zic, mă repet, nevoie, da? Sunt mai multe arii curriculare, cum ar fi viață practică, limbaj senzorial, matematică, arte, biologie, geografie, o paletă foarte largă care atinge materiile din domeniul tradițional, să spunem așa.
Și mulți, fiecare își alege din ce arie dorește, da? Dacă astăzi vrea să spele geamul la viață practică sau să lustruiască un pantof sau așa, sau să spele o masă, atunci o poate face atât timp cât dorește el. Mulți spun, a, păi da, eu nu dau bani ca să copilul să stea să spele mese sau să lustruiască pantofi. În spatele tuturor acestor prezentări, cum le numim în domeniul de specialitate, există câte un secret pe care părintele nu-l cunoaște, că nu a fost la formare. Cu siguranță, nu Dar, tocmai de aceea dezvoltăm ideea, pentru că e foarte multă lume care nu înțelege conceptul și care îl privește așa, să cumva. dau un exemplu, spălatul mesei, care are mai mulți pași. Dacă știam, mi-aduceam și materialul și puteam ca să facem O mică demonstrație. exact, da, dar eu știu dacă mă mai chemați oricând. Atunci începe, mișcările sunt circulare, sunt de la stânga la dreapta, ceea ce, cum am spus, fiecare mișcare are câte un secret, da? Mișcările acestea de la stânga la dreapta și mișcările circulare ne ajută copilul mai târziu în scris, da? Pentru că el trebuie să știe să învețe să scrie de la stânga la dreapta. Mișcările circulare sunt literele pe care le face la A, la M, la toate, pur și simplu învață cum să Și cumva devină. trebuie să înțelegem că practica ne ajută de mici și că ea este cumva baza la tot ceea ce învățăm. Exact. De aceea invităm părinții de fiecare dată ca să facă acasă și să implice copiii în cât mai multe activități practice, activități casnice, Casnice. da? Să stea cu ei la masă, eu știu, când pregătesc mâncarea și să-i lase să curețe ei, să toace, nu se taie. Ei sunt foarte deștepți. Copiii se nasc foarte inteligenți, dar ei se, cum zice un mare profesor, copilul se naște un geniu, dar el se schimbă pe parcursul vieții în funcție de mediul în care trăiește. Da? Dacă este un copil, el s-a născut un geniu, dar dacă este cocoloșit de mamă, da? Și nu-l lasă, cum vede că face, au, mama face, se duce imediat la el, da? Și nu-l lasă, eu știu, atunci când începe să vorbească și nu poate să se exprime și arată cu degetul și mama sare imediat înainte ca nici nu știe ce vrea să-i arate și ea deja este acolo ca să apuce să-i ducă copilului. Lasă copilul ca să învețe singur, să poată să spună singur. Lasă-l, cum există și în Montessori, ajută-mă să fac singur. Da? Foarte frumos spus. Noi le facem prezentarea pentru fiecare material în parte, da? Toți pedagogii noștri Montessori au făcut training pe această alternativă și fiecare știe ce are de făcut, atât educatorii cât și educatoarele, cât și asistentele de la grupe. Și apoi după ce este făcută prezentarea fiecărui material în partea copilului, în funcție de vârstă, da, și de necesitățile, care, nevoile care le are copilul, atunci îi spunem copilului, acum fă tu singur. Da? Iar copilul are, cum se spune, la vârsta de 3-6 ani, că el este o minte absorbantă. Da? Practic, procesul lui de memorare este în timpul în care educatoarea îi face prezentarea materialului. Și atunci el trebuie să reproducă și majoritatea reproduc identic aceleași mișcări. Mișcările se fac foarte ușor, foarte. Că la un moment dat, de exemplu, noi ca adulți, cel puțin mi-aduc aminte, Doamne, când eram la curs prima oară, când am început. Da, că toți suntem oameni, nimeni nu s-a născut învățat și așa. Și vedeam profesoara cum ne făcea prezentarea și cât de meticuloasă era și cât de lua așa câte o piesă. Venea să mă duc să-i leau pe toate și să-i Nu le mai pun avea ca să răbdare. facă mai repede. Exact. Dar ulterior, practicând și învățând Înțeles și. de ce. Exact, am înțeles de ce și acum fac și eu la fel și mi-aduc aminte și văd, pentru că noi părinții avem tot timpul tendința să ne grăbim, că Așa suntem tot este. timpul în grabă, tot timpul, haide că am întârziat,
recunosc că încă mai fac și eu lucrurile acestea. Reprezim, cum am spus, copiii. Suntem oameni, da, mai fac lucrul acesta, recunosc, dar după aceea îmi pare rău, 3 zile nu pot să dorm. Mă simt vinovată, sinceră să fiu. Asta nu înseamnă că lași copilul să facă ce vrea el. Mulți spun, a, e un copil alintat, a vrea. Nu. Pur și simplu trebuie să-i dai copilului timp și să facă și el încredere. Singur. Exact, și încredere, pentru că practic așa își dezvoltă și el bazele pentru viață, da? Încrederea în sine și stima de sine este foarte importantă pentru micul mare adult, să zic, în devenire, peste, eu știu, nu se resimt lucrurile acestea acum, ci la maturitate. Exact, când vor fi de vârsta noastră și când vor da piept cu problemele societății și cine știe ce vremuri or mai fi peste 20 de ani, da? Atunci o să, eu știu, cel puțin eu sper să fiu mândră să spun, da, am făcut ceea ce trebuia. Și cumva le oferim această libertate de a alege și de a practica. Exact. Pentru că de aici deprindei da. Multe cum alte spuneam, lucruri. Cum spuneam, să revenim la diferența între Montessori și tradițional, în Montessori copilul are liberă alege de a face. Dacă el vrea să învețe astăzi, bine, și are vârsta necesară, bineînțeles, să învețe să citească, atunci lui se va face prezentarea despre citit, da? Prima deci, în primul rând, nu se impune practic un anumit orar. Nu. Foarte exact, interesant. Exact ca... iar la tradițional, spre exemplu, prima oră avem română, toată lumea face română, pentru așa că avem este. Română. Da? Am avut serbări cu copii în care, în ultimii ani, noi am scos conceptul acela de serbare clasică și am încercat să le redăm altă valoare serbărilor, să zic așa, de sezon sau de sfârșit de an școlar. Și unii părinți, chiar și de la Montessori, au fost dezamăgiți pentru că nu au spus și copiilor o poezie. Ceea ce înseamnă că, eu știu, dacă ți-aduci copilul la grădiniță, asta nu înseamnă că trebuie să înveți neapărat o poezie. I-am spus unei mămici într-o zi, i-am zis, dar de ce e obligatoriu să învețe copilul o poezie? I-am zis, soțul dumneavoastră, când v-a spus ultima oară o poezie? Putem, adică, de ce să nu învățăm poezie și la 30 de ani și doar la 5 ani? Pentru că o înveți acum și luna viitoare copilul nu mai știe, da? O, uite, și a doua dar zi, asta, cum am spus, ei sunt mintea absorbantă și capacitatea lui de memorare este mult mai mare la o prezentare de ca să urmărească, pentru că sunt foarte mulți pași într-o prezentare, cel puțin la spălatul mesei sau aranjarea florilor în vază sau sunt niște denumiri care multă lume o să zică despre ce vorbește asta. Dar ca să urmărește acei pași, pas cu pas și să vezi că în proporție de 90% copilul și chiar 100% copilul reproduce acei pași, pentru tine ca profesor la clasă este o realizare și o satisfacție profesională imensă. Da? Spune-ne, Elisa, ce ne facem cu acei copilași care nu știu semnificația nu, pentru care părinții, nu știu, nu vor să le impună anumite lucruri, care le dau această mână liberă, acum ne deparasă puțin de tot ceea ce înseamnă Montessori și ne gândim la acest tip de abordare al educației părinților, de care eu aud tot mai des și nu știu ce să zic, poate din punct de vedere profesional, pedagogic, ne poți oferi niște detalii. N-ai cum să te debarasezi așa ușor de Montessori, pentru că toate au legătură una cu cealaltă, da? Okay. Se leagă, e tot de a-i da copilului libertatea de a alege. Da? Okay. Nu-i dai să aleagă între 5 lucruri, pentru că atunci clar îl bulversăm și nici el nu știe ce să aleagă. Da? Îi dai să aleagă între 2 lucruri. Ce vrei astăzi? Tricoul verde sau albastru? Dacă spune el altă culoare, pentru că ei sunt genii, cum am spus, nu există altă culoare. Verde sau albastru? Da? După care pleci și îl lași să aleagă, să-i dai timp de gândire. Dacă el începe să dea din picior și tu deja să-l caute pe roșu. Ești, exact, da, și el începe să plângă, hai, ia-l pe roșu și așa,
Iar el de aici știe, deci nu este vina copilului. Cum am spus, copiii se nasc genii. Iar dacă el își dezvoltă astfel de temperament, este din vina părintelui. Mulți, bun, e democrație, înțeleg, e parentingul acesta la modă, să zic, da, care este zis foarte să întrebăm. Greșit înțeles. Mulți spun că, vai, pentru a oferi copilului libertate și a fi un părinte permisiv, gata, trebuie să lăsăm copilul să... facă ce vrea. Exact. Vai, că nu pot ca să nu-i dau tricou roșu dacă el îl vrea, că plânge. Plânge. Și dacă plânge, n-a murit nimeni din plâns. Că doar nu te pui acum... Nu vreau să-mi aduc aminte de vremurile de demult, dar este imposibil ca, eu știu, să nu fie cineva care să fie avut o educație mai drastică, să zic așa, din alte puncte de vedere. Dar și... nu ne ducem nici chiar în asta zic, nu ne ducem în zona aceea, dar trebuie, în primul rând, să învățăm să fim bine cu noi. Ca adulți, da? Să învățăm să fim noi cu mintea limpede și să învățăm să fim noi calmi și să fim bine cu noi. În primul rând trebuie să scăpăm noi de traumele noastre din copilărie, că practic, din cauza lor, noi avem acest comportament față de copiii noștri. Pentru că noi avem tendința să spunem, mă, copilul meu nu o să fac așa, copilul meu nu. Pentru că ne-au apăsat foarte mult multe lucruri și noi ne spunem trăirile copilul din... nu o să treacă prin... Uh-huh. Da, și facem greșeala de a aduce copilul într-un, eu știu, într-o zonă mult mai periculoasă decât credem noi. Da? Practic le facem rău cu mâna noastră. Da? Sunt cum se știe în țările nordice, că mulți se învățăm ca în Finlanda sau mai nu știu pe unde sau așa, într-adevăr nu au limite și sunt lăsați toți, ajung copiii la maturitate când se lovesc de problemele vieții și gradul de suicid acolo a crescut foarte tare pentru că ei nu știu să dea piept cu realitatea și cu viața, ei consideră că nu fac parte din lumea aceea. Nu se, exact, nu se integrează, da, cumva în societate, exact, și nu știu să se comporte. Da. Și de aceea consideră că ei nu fac parte din lumea în care practic ar trebui și ei să facă parte și din păcate aleg singuri soarta. Și asta tot din cauza... Tot din cauza... Spunem, nu. Exact. Lăsăm pe când să legem, în Montessori, dau un exemplu că ajungem tot acolo, fiecare copil are libertatea de a alege pe ce domeniu vrea să învețe, dar sunt limite. Adică sunt niște reguli foarte bine delimitate și puse la punct. Într-o grupă de genul, toate, îmi pare rău că n-am acum niște imagini, ca să înțelegeți mai bine, toate materialele sunt la linie, la centimetru, așezate la începutul zilei pe rafturi, dar după cele 3 ore de ciclu de lucru, arată la fel, mai mult sau mai puțin, da? Dar... în proporție de 90% arată la fel. Pentru că una din regulile de bază acolo este ca să poți să treci și să lucrezi, de exemplu, după ce ai lucrat 5 minute, jumătate de oră sau o oră cu un material, depinde cât ți-a trezit interesul sau de starea interioară care o ai, ca să poți să lucrezi cu alt material, trebuie să îl duci pe acela dinainte în aceeași stare perfectă, aranjat totul, înlocuit materialele care le-a folosit și consumabile, mă refer, și înlocuite toate și puse la loc, exact în același loc de unde l-a luat. Ca alt copil care vrea să lucreze cu materialul acela să știe de unde să se ducă să îl ia. Da? Și în acest timp se dezvoltă și respectul față de celălalt,
Da? Pentru că eu am lucrat cu un lucru și nu duc grijă acolo față de lucrurile exact, noastre. Exact. Devin mai responsabil, știu să grijească, să întrețină. Da. Și respect față de ceilalți, pentru că dacă un copil vine cu tava, toate materialele sunt așezate pe tăvițe, vine cu tava, iar Popescu a lăsat materialul trecut pe masă și s-a dus și a ales altul și s-a așezat la altă masă liberă, un loc unde a găsit un loc liber. Colegul lui nu mai are unde să se așeze, pentru că celălalt nu a avut respect față de el și nu și-a dus materialul dinainte la loc ca să-l așeze, să poată să facă loc altui coleg sau altui coleg care vrea să lucreze cu același material. Adică deci vorbim totuși leagă de o libertate în anumiți termeni, mm-hmm, nu chiar așa de capul lor. Exact. Este foarte important, Elisa, că am făcut aceste lămuriri și clarificări, pentru că eu cred că este multă lume care nu știe exact despre ce este vorba când vorbim despre Montessori. Asta să zic că a fost doar așa puțin, că putem să vorbim o săptămână. Sunt convinsă că ar fi foarte multe de discutat pe acest subiect, mm-hmm, și este unul interesant și promit, mm-hmm, că vom reveni la subiectul ăsta, că ce-mi face mare plăcere, mai ales când e vorba de copii, să aflăm cât mai multe, pentru că e important pentru educația lor să știm unde îi dăm, cui ne raportăm în privința educației. Pe mâna educației cui îi lăsăm, nu? Exact. Cred că este cel mai important lucru. Îți mulțumesc foarte tare pentru prezența azi și vom continua discuția în altă emisiune. Vă pup, dragii mei, și vă mulțumesc pentru atenție.